Continuăm previziunile astrale pentru miercuri. Balanță. Colaborați foarte bine cu un partener de afaceri și reușiți să încheiați o tranzacție strălucită. Relațiile cu persoana iubită trec printr-un moment delicat, dar dacă sunteți dispus să discutați calm, totul se poate rezolva. Vă recomand să nu vă neglijați activitățile casnice, dar nici odihna. Scorpion. Dimineața s-ar putea ca relațiile sentimentale să fie mai încordate. Vă sfătuiesc să nu vă ambiționați și să aveți răbdare ca partenerul de viață să se calmeze. Se pare că sunteți nevoiți să plecați într-o delegație care se anunță destul de dificilă. Vă veți descurca foarte bine. Săgetător, sunt șanse să începeți o activitate comercială din care veți câștiga bine. Sunteți apreciat de șef, ceea ce stârnește invidia colegilor. Vă recomand să acceptați munca în echipă. Nu faceți eforturi mari. Riscați să aveți probleme cu sănătatea sau chiar un accident. Capricorn, aveți un farmec deosebit și atrageți admirația celor din jur. Cu puțină atenție, vă puteți descurca excelent în afaceri. Aveți ocazia să faceți o investiție importantă pentru casă. Vă sfătuiesc să evitați discuțiile în contradictoriu. Vărsător, creativitatea vă ajută să aveți succes la locul de muncă sau în afaceri. Planurile referitoare la o investiție serioasă încep să prindă contur. Vă recomand să nu vă neglijați familia. Ar fi bine să vă faceți timp și pentru odihnă. Pești. La serviciu reușiți să vă afirmați aproape fără niciun efort. Sunteți plini de energie și merită să valorificați momentul ca să terminați tot ce v-ați propus. După amiaza s-ar putea să aveți o discuție cu un prieten pornind de la o datorie mai veche pe care nu a reușit să vă înapoieze. Vă sfătuiesc să evitați speculațiile pentru că riscați să ieșiți în pierdere. Acestea sunt previziunile pentru miercuri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută în continuare.